pentru că urmează un material extrem de interesant în care specialistele noastre, Cristina Petrescu și Andrada Dan, ne vorbesc despre acea iubire foarte, foarte intensă, pe care o mai numim și iubire pasională. Pasiuni arzătoare! Chiar că arzătoare! Caliente! Arzătoare, că am înțeles că se sting destul de repede, nu? Păi uite, tocmai despre asta vorbim astăzi, despre ce înseamnă, ce se întâmplă atunci când iubești așa nebunește, sau despre ce înseamnă o iubire matură și ce face o femeie care, insistentă din fire, vrea să recucerească un bărbat chiar și atunci când el nu prea mai vrea să stea. Ia să vedem, cafeluța e gata, hai să urmărim materialul. Am zis să vorbim astăzi despre ceea ce noi numim așa în popor iubiri pasionale, iubiri care te duc puțin mai degrabă în zona asta de obsesie decât de un sentiment înălțător. Cum vezi tu iubirile astea care ne iau mințile? De ce ni se întâmplă și cum se întâmplă de creierul? Pare că toate funcțiile lui sunt shutdown și totul e preluat de, hai să spunem, inimă, deși nu neapărat. Da, cei cu iubirile astea și de ce se termină atât de repede? Tocmai pentru că sunt atât de intense? Păi cred că de fapt e vorba de îndrăgosteală mai degrabă decât de iubire. Și în faza asta de îndrăgosteală, într-adevăr, aici se întâmplă marile pasiuni, pentru că e foarte multă proiecție, în primul rând. Da. E faza în care proiectăm numai lucruri bune și plăcute legat de cel de care ne-am sau cea de care ne-am îndrăgostit. Nu are niciun defect. Nu vedem nimic în neregulă, e totul perfect, e totul minunat, trăim în fantezia noastră acolo, nu vedem nimic în neregulă în toată povestea asta. Și atunci și creierul e bombardat hormonal și de dopamină și de oxitocină, creează iarăși o senzație așa de dependență, adică dacă nu-l vedem pe omul ăla, suntem terminați, exact. Se termină lumea, murim. Exact. Căutăm tot mai mult dozele alea de dopamină și de oxitocină pe care ni le luăm din interacțiunile cu persoana de care suntem îndrăgostiți și da, cumva din cauza asta ajungem la o pasiune de nestabilit. Da, plus că de cele mai multe ori atunci când ne îndrăgostim atât de puternic, mai sunt și niște butoane care n-au fost apăsate, niște tipare care poate că s-au reactivat, recunoaștem niște oameni, cum ar fi mama, tata combinați în persoana respectivă, e atât de familiar omul ăla încât avem senzația că îl știm de o viață, pereche, ne știm de o viață. Exact, tot ce ne spunem. Uite ce ușor putem fi păcăliți. Mă rog, creierul nostru, de fapt. Creierul nostru, da, poate fi foarte ușor păcălit. Și ai spune că ai tinde să crezi că genul ăsta de nebunie apare sau, mă rog, rămâne acolo undeva la vârsta asta, adolescență, poate 20 și, dar cred că se întâmplă și la oameni... Da, pare că nu ne maturizăm emoțional cu adevărat aproape niciodată sau foarte puțin dintre noi se maturizează emoțional. Dar da, cumva la vârsta adolescenței și adultul tânăr ar trebui să treacă prin genul ăsta de îndrăgosteală și după aia să calmăm puțin, ne așezăm un pic, dar se întâmplă să mai reapară îndrăgosteala asta și mai târziu, plus că este un călcâiele. Da, plus că tocmai pentru că produce hormonii ăștia, e foarte adictiv. Adică foarte multă lume are senzația asta, mi-e dor să mai fiu îndrăgostit, să mai simt ce simțeam la începutul relației cu persoana cu care sunt. Și de multe ori asta ne și păcălește și ne face să ajungem să căutăm o altă relație, pentru că vrem să recreăm începutul ăla fără să ne dăm seama că de fapt asta nu ține. Se pare că cam un an jumate ține dragostea la... Oh, așa mult? Da, maxim. Maxim. Se pare că mai mult de atât nu. După aia, dacă avem norocul, o dăm în iubire. După cum spuneam că aici Bine ar trebui spus. Să facem distinție. Dacă avem norocul și dacă ceea ce am proiectat inițial, măcar o parte din ce am proiectat inițial, rămâne se regăsește pe și în realitate. Da. Dar de cele mai multe ori nu. Pentru că iubirea, până la urmă, fix asta presupune. Să-l iubești pe omul ăla cu totul și cu părțile bune și cu părțile mai puțin bune. Să începi să vezi și părțile acelea mai puțin bune, dar să poți să le accepti și să poți să trăiești cu ele. E genul acela de afect necondiționat pe care poți să-l oferi partenerului tău. Crezi că în nebunia asta numită îndrăgosteală avem vreo șansă să zicem că suntem mai maturi emoțional?
să definim asta, trecem peste. Avem vreo șansă să ne păstrăm și rațiunea pe undeva pe acolo și să punem de la început în balanță și părți bune și părți rele și să, adică avem capacitatea asta? Zici tu, Alexandra, că avem capacitatea asta? Nu, eu nu zic de asta, te întreb, eu totuși am o speranță. Pare că nu prea avem capacitatea asta și mai mult decât atât ne cam și închidem urechile, adică dacă vine cineva să ne zică ceva... Măi, nu prea îmi place, uite, băiatul ăsta nu cred că ți se potrive. Poftim? Da, nu, nu-l cunoști suficient de bine, nu știi ce trăiesc eu cu omul ăsta, nu știi cum e când suntem doar noi doi. Și tot așa. Blocăm deci orice. Blocăm orice, da, ar încerca să ne strice fantezia și proiecția pe care noi o facem acolo. Probabil că sunt, cred că, da, odată ce vine maturitatea asta emoțională și observ asta, să știi, la anumiți pacienți cu care lucrez. Speranța. Da, pentru că au trecut prin mai multe experiențe, pentru că, normal, că au trecut și prin suferință, că nu ne putem feri de ea cu totul. Îi observ și mă bucură foarte tare asta și chiar ei vin și spun, sunt mândru sau mândră de mine că de data asta mi-am dat seama mai devreme de niște steaguri roșii de pe acolo. Îi observ că sunt un pic mai conștienți, mai prezenți, sunt un pic mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor, chiar dacă asta se poate numi precauție. Și întrebarea mea ar fi, această precauție și această raționalizare a situației nu face să, nu diminuează cumva... Nebunia. Stomac. Nebunia, da, da, da. Și sentimentul ăla. Senzația aia senzație. De care suntem cumva dependenți, da, e un pic diminuată. Dar nu cred că 100%, decât dacă, da, ne ducem cu totul în rațional și ne apucăm și facem tabele, liste, Excel-uri, așa, da, așa, nu, asta e bună, asta nu e bună. Da, dacă ne ducem chiar acolo, s-ar putea să ucidem totul. Totul, exact. Da, dar altfel, pe termen lung, e mult altfel mai bine. E tare bine. Dar pentru asta, cumva, e foarte necesar să ne luăm un pic la apuricat și relațiile din trecut și să vedem un pic, bun, ce a fost bine, ce n-a fost bine. Puteam să-mi dau seama de niște lucruri de la început? A, da, iată că puteam, dar n-am fost atent atunci. Și atunci ne ajută un pic să vedem ce a fost în urmă și să ne folosim de ce a fost în urmă acum, în prezent. E foarte util. Ori dacă trecem dintr-o relație în alta fără să concluzionăm un pic nimic din... Să ne dăm timpul ăsta de gândire și... Da, corect. Nu prea, o luăm de la capăt în același fel. Da. Și din nou ajungem la înțelepciunea asta. E bine să stai tu cu tine după orice relație, indiferent măcar că s-a terminat. Un pic așa. Mai rău sau mai bine. Măcar un pic. Fără relații de-astea de tip plasture, cum le numesc eu, și care după ce ți s-a vindecat rana, nu mai ai nevoie de plasture, deci ce faci? Ești din relația de tip plasture. Ei, și acum mai am o întrebare. În situația în care din aceste relații pasionale unul dintre parteneri iese subit, că de obicei se întâmplă lucrul ăsta, poate că unul se trezește mai repede la realitate sau poate că nici măcar n-a fost atât de implicat de la început și a proiectat mai mult celălalt, indiferent de motive, să spunem că cel care rămâne agățat acolo în relație suferă foarte tare și nu înțelege ce îi se întâmplă și cum a fost posibil ca iubirea aia perfectă să se termine deodată, ce e de făcut pentru persoana respectivă? Pentru că mi se pare că de multe ori, mai ales la vârste mai micuțe, e o mare dramă, adică se termină lumea, exact cum spuneai și tu mai devreme. Ce e de făcut? Păi, în primul rând, e foarte important să avem un grup de suport. În orice moment al vieții noastre e important acest grup de suport. Zic grupul, asta prieteni, înseamnă că trebuie să fie vreo familie, 20 de oameni în jurul nostru. Normal. Da, și unul, doi, dacă sunt în preajma noastră care sunt capabili să ne prindă și să ne conțină în momentele alea, e minunat. Cum spuneam, să evităm suferința, nici asta nu e o soluție. Mai ales că poate că am mai și spus în alte situații și în alte emisiuni, de bine ce evităm emoțiile astea negative, tristețe, durere, furie, orice e pe negativ, nu le mai simțim nici pe alea pozitive, pentru că anihilăm tot, fugim de unele și renunțăm practic și la celelalte. În păcate, nu e o treabă selectivă. Da, și sunt foarte mulți oameni care vin în terapie și spun, da, eu îmi dau seama că nu mai simt nimic, nici bucurie, nici... Sunt așa, orice se întâmplă, nu mai am niciun fel de... Și îmi dau seama că, da, cumva asta încercăm, să fugim de emoțiile alea, că nu sunt plăcute, dar nu e asta soluția. E bine să ne afundăm un pic în ele, să le lăsăm, să le simțim, să le trăim, exact. Cu o limită, adică să nu ne lăsăm prea mult doborâți de povestea asta, să plângem ce avem de plâns, pentru că e util, până la urmă e un soi de doliu pe care trebuie să-l facem și după aceste relații încheiate.